Bun găsit tuturor la un nou episod pe acest canal. Înainte să începem, nu uita să apeși pe butonul abonează-te și pe cel de like pentru a vedea episoadele din serialul tău preferat traduse complet. De asemenea, te așteptăm pe grupul de Facebook oficial Seriale Turcești, link în descriere și pe pagina oficială de Instagram. Vă doresc vizionare plăcută și numai bine! Astăzi vom vorbi despre Furkan Palali vs. Ibrahim Çelikköl. Care dintre actori deține cei mai mulți fani în mediul online? Furkan Palali și Ibrahim Çelikköl, protagoniștii din serialul fenomen Mă numesc Züleyha, se numără printre cei mai îndrăgiți actori din Turcia. Iată care dintre aceștia se află în topul preferințelor fanelor. Furkan și Ibrahim se numără printre cei mai îndrăgiți actori din Turcia. De-a lungul timpului au demonstrat că își merită locurile în topul celor mai de succes actori pentru că au făcut din personajele lor nume de legendă. Furkan Palali și Ibrahim Çelikköl sunt unii dintre cei mai apreciați actori. Furkan Palali și Ibrahim Çelikköl au făcut senzație cu rolurile lor în serialul fenomen Mă numesc Züleyha, care a ajuns la final în Turcia și care este difuzat în prezent la Canal D. Furkan Palali s-a născut în anul 1986 în orașul Konya, acolo unde a crescut și a primit o educație aleasă din partea părinților săi. Părinții l-au sprijinit constant în alegerile pe care le-a făcut în timp. Deși avea încă din adolescență o pasiune pentru teatru, Furkan Palali a decis să studieze Facultatea de Inginerie Geologică în cadrul Universității HCT la îndemnul părinților săi. Pasiunea pentru actorie a rămas impregnantă pe suflet, astfel s-a decis într-un final să-și urmeze visul și să studieze în domeniul care îl pasionează cel mai tare. S-a înscris la un program de master în cadrul Facultății de Radio și Televiziune la Universitatea Marmara, iar apoi a urmat și câteva cursuri de teatru predate de actorii Tuncay Özinel și Ferdi Merter. Cât despre Ibrahim Çelikköl, s-a născut pe data de 14 februarie 1982 în orașul Izmir din Turcia. Înainte de actorie, a lucrat ca model profesionist, apărând pe podiumurile internaționale din întreaga Europa și a jucat baschet de performanță în echipa de tineret. Viața lui ia o altă turnură în 2009, când l-a întâlnit pe Sinav Osman, cunoscut regizor, scenarist și producător din Turcia, care deține casa de producție Cinegraf. Actorul s-a căsătorit în vara anului 2017 în Grecia cu arhitecta Mihre Mütlu. Doi ani mai târziu s-a născut fiul lor, Ali. Mariajul lor nu a rezistat, iar după 4 ani au decis să pună punct. Cei doi au încercat să-și salveze căsnicia de-a lungul fiului lor, Ali, însă în final au ajuns la concluzia că cel mai bine este ca fiecare să o ia pe propriul drum. Care dintre actori deține cei mai mulți fani în mediul online? Actorii din Mă numesc Züleyha fac ravagii în mediul online. Pe lângă faptul că sunt unii dintre cei mai apreciați actori din Turcia, ei sunt urmăriți de mii de fani și în mediul online. Pe primul loc în topul actorilor cu cei mai mulți fani se află Ibrahim Çelikköl, care este urmărit în Instagram de peste 2 milioane de fani. Actorul este destul de activ în mediul online, acolo unde postează filmulețe și imagini de pe platourile de filmare ale producțiilor din care face parte. De asemenea, la o distanță considerabilă se află și fostul lui coleg de platou, Furkan Palali, care este urmărit de 1 milion de oameni pe Instagram. Despre el nu putem spune că este la fel de activ, căci postează destul de rar în mediul online.